Cel mai important rol al bicarbonatului de sodiu în grădină este despre controlul și prevenirea bolilor. Mucegaiul la plante este foarte răspândit, mucegai care provoacă făinarea, o boală care distruge legumele. Se face o soluție din un litru de apă caldă, o linguriță de bicarbonat și 2-3 picături de săpun lichid. Această soluție se pulverizează pe plantele afectate, concentrându-vă pe părțile infectate ale plantei. Puteți utiliza această soluție la castraveți, roșii, pentru a trata petele negre de pe trandafiri, de pe viță de vie. De asemenea, la dovlecei și precum și la flori precum zinia. Poate fi folosit și pentru a preveni mana la tomate. Se face o soluție dintr-un litru de apă, o lingură de bicarbonat de sodiu, o lingură de ulei și o lingură de săpun de vase, săpun sau săpun lichid. Se aplică pe plantele de roșii în fiecare săptămână pentru a preveni și a controla bolile tomatelor, în special mana tomatelor. Bicarbonatul de sodiu poate fi folosit și ca insecticid împotriva afidelor și acarienilor. Se prepară următorul insecticid: o lingură de bicarbonat de sodiu, 2 căni de apă caldă, 100 de ml de ulei de floarea soarelui și 4-5 picături de săpun lichid de vase. Se combină toate ingredientele, se amestecă uniform, se toarnă într-o sticlă cu pulverizator și se pulverizează direct pe afide și acarieni. Bicarbonatul de sodiu mai poate ajuta la stimularea plantelor și la înflorirea florilor, în special acele flori care preferă sorul alcalin. Se poate folosi la begonii, mușcate, aster, hortensie, liliac, zambile, clopoței, cimbru, prin adăugarea unei lingurițe de bicarbonat în apa în care udăm florile. Acest lucru va ajuta la stimularea înfloririi și la o culoare mai frumoasă a florilor.